Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou episod de Dinastia Rațelor Duck Update. Astăzi vom vedea rățuștele de pe Lacul Roșu. Mamă, cât de frumoase! Am făcut și un film, nu știu dacă despre lac. Aia, să vedem dacă se scufundă. Cât de frumos se scufundă, nici nu vă dați seama. Ce simpatice. Seamănă foarte mult cu ale mele. Ele sunt sălbatice, dar sunt minuscule față de a mele. Să mă apropii puțin mai tare. Despirea drățușcă când este aici un buștean. Sper să nu alunec. Vai, cât e de frumos peisajul. Și drățuștele, bineînțeles. Sper să pot filma cum se scufundă. Asta vreau să vă arăt. Uite un rățoi. Absolut superb. Îmi pare rău că nu... Uiteți aici în iarbă sau... Ce fain e. Vin și părinții. Ai, ce frumoase sunt. Un peisaj absolut superb. Nu vrea niciuna să se scufunde. Se vede absolut spectaculos. Acolo două certărețe. Un mascul și o femelă. Masculul a alungat femela de pe locul ei. Deci, ce mici sunt față de rațele mele de acasă. Amă, golancilor, faceți o scufundare. Nu vor deloc. Le-ați văzut pe mine cum fac în cădiță. Ia uitați aici câtă apă au. Totuși nu văd aruncată pâine. Ori au mâncat tot, nu văd aruncată pâine de la turiști. Libelule, mamă, ce mari și frumoase. Un loc absolut spectaculos. Vă recomand să veniți în timpul săptămânii, un pic mai liniște. E un loc turistic extraordinar. Vin oameni din toată lumea. Am văzut în foarte multe țări, inclusiv China sau Japonia sau Coreea, care nu poți să știi, e mai greu să ne dăm seama, din Grecia, Bulgaria, Italia, Spania, o grămadă. Libelule absolut superbă. Da, nu știu, nu cred că o să reușesc să vă arăt cum se scufundă, cum înnoată pe sub apă. Și nici nu pot filma foarte mult, că probabil mai sunt oameni care vor să vină să se apropie și... Hai, ce fain e. Dar zicem că eu fac pentru voi. Vine o fetiță la apă. Nu le este frică deloc de oameni. Deci când am filmat cu camera de selfie, era o grămadă care se scufundă. Acum nu se scufundă niciuna. Ce comice. Se vede că aici nu este somn. Adică chiar nici nu știu ce pește este aici. Oricum au o zonă îngrădită, vedeți? Nu e o zonă îngrădită din cauza lor. Probabil nu pot intra bărci aici, că e prea des buturugile, prea dese buturugile, dar e o zonă în care stau ele liniștite. Da, prieteni, sper că v-a plăcut. Mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați de subscribe și, bineînțeles, de abonare, că e aceeași chestie. Vă mai aștept cu mare drag. Ciao!